România ar putea să transpună incorrect în legislație directiva Habitate a Uniunii Europene, avertizează Comisia Europeană. Avertizmentul apare într-o scrisoare de răspuns a Forului European la o întrebare formulată de eurodeputatul Nicolae Ștefănuță cu privire la măsurile pe care executivul european le-ar putea lua în problema ursului brun, având în vedere modificarea legii vânătorii adoptată recent de Senatul României, care ar permite vânarea fără restricții în următorii 5 ani. Potrivit eurodeputatului, amendamentul votat în Senatul României nu este fundamentat și nici nu se referă la cauza problemei, și anume frecvența crescută a atacurilor urșilor și propune măsuri de combatere a efectelor prin ridicarea regimului de protecție a ursului Brun. Senatul a schimbat la sfârșitul lunii septembrie legea vânătorii cu un amendament care scoate urșii de pe lista animalelor protejate. Astfel, ursul brun a fost inclus pe o perioadă de 5 ani pe lista cu animale care pot fi vânate la anumite perioade. Potrivit Comisiei Europene, statele membre pot aplica derogări de la prevederile acestui articol doar dacă sunt întrunite condițiile de la articolul 16. Conform celor de la World Wide Fund for Nature Romania, derogările în această situație se pot obține cu condiția ca acestea să nu afecteze negativ menținerea stării favorabile de conservare a populațiilor speciilor respective în arealul lor natural și în 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 care nu există o alternativă satisfăcătoare la derogare.